Ședința ordinară a Consiliului Local Drobeta Turnu Severin de astăzi a adus pe ordinea de zi câteva proiecte de o importanță vitală pentru municipiu. Unul dintre acestea deschide calea către mult așteptata construcție a noii centrale termice promise severinenilor. Concret, consilierii au aprobat în unanimitate documentația tehnico-economică, faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția construire centrală termică în cogenerare de înaltă eficiență. A fost un lucru bun astăzi în Consiliul Local. Suntem pregătiți să demarăm acest proiect. E soluția tehnică aleasă pentru municipiul Drobeta Turnu Severin. Zic eu, o soluție economică corectă și de termen lung. Ceea ce ne interesează pe noi, un preț al gigacaloriei cât mai mic posibil și un termen lung, 20 de ani de acum încolo, să nu mai avem această problemă a termoficării. În aceeași ședință de Consiliu Local, locuitorii din zona Mărginașe, Banovița, au primit o veste foarte bună. S-au aprobat studiile de fezabilitate premergătoare asfaltării acestui cartier. Astăzi am aprobat studiile de fezabilitate pentru asfaltarea tuturor străzilor din Banovița și din cartierul Apolodor. Sunt străzi pe care o mică parte din ele sunt prinse pe fonduri europene, restul le facem pe banii primării. Odată cu terminarea cartierului Banovița, de fapt cu asfaltarea, încheiem ceea ce înseamnă rezolvarea din punct de vedere utilitar al cartierelor mărginașe. Ședința Consiliului Local a mai adus și alte vești bune, precum accesul gratuit la ștrandul municipal Schela Cladovei și la patinoarul municipal pentru elevii olimpici, dar și alocarea unor fonduri substanțiale pentru proiecte ale unor elevi severineni.